Bună seara tuturor, vă spun de pe arena Dr. Constantin Rădulescu, Cătălin Berindan și Mădălin Nedeiță, vă invităm să urmăriți alături de noi începutul drumului european al CFR-ului. CFR întâlnește însă un adversar foarte greu, locul 4 din Superliga Turciei, după marile nume ale fotbalului din Turcia. Suntem în minutul 4, intrăm în minutul 5, Agbaba. O situație, nu Belanda, și salvează Sava. Ce paradă frumoasă a lui Sava. Este un șut excelent al lui Iunes Belanda. Deja două ocazii pentru oaspeți, însă ce paradă face Sava. Este pariul celor de la CFR în această stagiune, după plecarea poate celui mai bun portar din ultimul deceniu din fotbalul nostru. Și apoi centrarea lui Manea. Betancor primește această minge cam în spate, însă e un atac susținut. Ultimul care atinge mingea este Betancor, dar și Abunu cred că are contribuția sa și cred că lui într-adevăr îi aparține pasa decisivă. 1-0 pentru CFR după doar 6 minute de joc. Se spune Mădălin Abunu, un fotbalist. Să vedem centrarea din prima, apariția lui Afunu și din nou Camora fără marcaj. Avem încă o șansă bună acum, centrarea lui Camora, Manea! Ce ocazie! Ce fază frumoasă face din nou CFR. Da, atacă entuziasmant echipa antrenată de Andrea Mandorlini. Minutul 9, Manea are șansa să dubleze avantajul CFR-ului. Vedem un șut cu pământul care trece puțin pe deasupra vincului din dreapta porții apărate de Caracici. Foarte încurajator acest început de meci după două șanse destul de cutate așadar. Deci Vecă este scurt, Afunu, vine centrarea și apariția lui Aieti. Este pe direcția portarului, dar este îmbucurător faptul că CFR contează în continuare în ofensivă și este destul de periculoasă. După șansa lui Manea de 2, Rodriguez încearcă, iată cât de sus este Manea, Mădălin. Așa ceva nu se întâmpla în epoca Dan Petrescu și iată pressing are succes. Afunu șutează! Șansă pentru Caracici, pentru că mingea a fost deviată. A fost deviată perfect. Înțeles la performanțele la echipa națională, campion european cu Portugalia, cea mai importantă. Să vedem acest atac al CFR-ului, Camora pentru Filip, lovitură de cap puțin alături de poarta lui Caracici. Minutul 72, abia a intrat pe teren, cred că la prima atingere de minge. E foarte important, Filip, inclusiv pentru el. Inclusiv pentru el să aibă o șansă chiar la câteva secunde după ce a intrat. Posesie net superioară în această repriză secundă pentru oaspeți. Stambuli pătrunde, pasa pentru Ndiaye, mingea l-atinge în spate, apoi Stambuli! Frumos, foarte frumos. Da, gol frumos reușit de Stambuli. Ce finalizare! 1-1, dar cred că e, cum să spun, echitabil scorul ăsta. Da, dacă ne raportăm la ocaziile pe care turcii le-au avut după pauză, pare echitabil, dar vedem cât de bine verticalizează acolo cei de la Adana, calcă mingea. Pasă? Cred că Ndiaye a dat pas acolo, nu cred că a greșit preluarea. Așa a vrut să dea. Așa a vrut, așa e. Vedem pe această reluare. Oh, ce finalizare, Stambuli. Bine, în urmă cu câți ani, cu vreo... Spre care Andrea Mandorlini spunea, dar să vedem această acțiune a lui Bârligea. Bârligea ține prea mult de minge. Mingea la Camora. Șutul lui Camora! Minge scoasă de pe linie. Șansă bună, da, pentru CFR. Reacție bună a CFR-ului. Va fi lovitură de colț.
Minutul 79 deja. Revedem șutul lui Camora, respins de Karacic. Da, și n-a fost scoasă de pe linie mingea, a ieșit din respingerea lui Karacic. Este corner pentru CFR. Jvec se duce la... Ndiaye pasa din prima, apoi a lui Nani. Ce frumos îl lansează pe Sari, desenează extraordinar. Cei de la Demirspor, ce trecere a lui Sari, pasă în spate. Multă ce șansă. Noroc, ce noroc avem. Multă șansă pentru CFR. Bine, la această fază. Bine, jos pălăria. Ce face Demirspor la fazele astea? Sunt faze de echipă mare de tot. Ziv Morgan l-am tot lăudat, ridiculizat aici. Este a treia sau a patra oară când avem noroc în această seară. Așa este, din nou Agbaba la colțul terenului pentru acest corner. Minutul 82, intrăm curând în minutul 83.